Panamá en Vera. Încercăm din această minunăție bucată de pește. Bună dimineața, dragilor! Astăzi avem o expediție frumoasă, stă să înceapă. Mergem în satul de indigeni din Embera. Va fi ceva inedit pentru noi și de-abia așteptăm să ne surprindă ceea ce se întâmplă acolo. Așa că hai la rup. Grupul este vesel în spate, după cum se aude. A, da? Ok, let's go! Am ajuns unde ne-a lăsat microbuzul și aici o să ne preia tipicul aceste bărci. Toți sunt din acest sat, din Embera. Sunt indigeni și de-abia așteptăm să înceapă distracția. Hei, am ajuns în Parcul Național Chagres, se numește după acest râu care se numește Chagres, cred că pronunț bine, și este singurul râu din lume care se varsă în două oceane, Pacific și Atlantic. Și o să ne urcăm și noi pe o canoe din asta care e foarte tradițională. Dar chiar totuși este motorizată, zice, sigur mergem cu astea? Abia aștept. O să fie o super experiență. Veo que trajeron algunas chanclas, indicados, sí. Sí, vamos a estar como unos 10 minutos dentro de la cascada. Al regreso le vamos a ofrecer también un pequeño almuerzo tradicional. Nosotros comemos también dentro de la comunidad. ¿Podemos cambiar la ropa? No, vamos directo. ¿En la cascada podemos cambiar? Se pueden cambiar todo ahí. Mergem la cascadă și pe urmă o să ne întoarcem aici și mergem la comunitatea lui, adică Embera. Okay. Un pinș pe cap. Așa, nu? Así? Gata, ne lansăm pe apă. Vamos, Călin! Băgă-te aici! Ne-au cumpărat alimentele. Stau unde-o fi numai să nu mă înnec! Probabil că acolo vom servi ceva din aceste bunătăți ananas. Ceva mandarine, maracuia, papaya, banane și așa mai departe. Plecăm! Mâine, mâine, aveți grijă la mâine. Mai să desfacem uite localnicia. Uite localnicii pescuiesc. Uite firul. Foarte tare. Anel. Cum ești? Anel. El par
está un poco más angosto ya como un río. Y entonces ahí utilizamos lo que es la vara para escobar. Andrés, pero acá, este lago no hay cocodrilo nada de esto. Sí hay. ¿Sí hay? Sí. ¿Lo han visto? Pero para abajo, sí, aquí mismo, nosotros buceamos aquí mismo también. ¿Ustedes bucean? Sí. ¿Y lo han visto? ¿Qué, pero no, no le hacen nada? No. Después cuando se sientan atacados, ¿ah? ¿Ah? Ellos no hacen nada después cuando se sientan atacados. No. Vamos a la cascada. ¿A la cascada? Tenemos que caminar como unos 10 minutos. ¿La cascada? Sí. Mergem la cascada, prima oprire la cascada. La e la cascada. De când ajungem pe mal, urcăm vreo 10 minute și descoperim minunata cascadă. Oricum, zona este foarte, foarte frumoasă. Sunt numai acești indigeni în Bera, vin numai cu tur organizat aici, dacă vrei să faci, să vezi această experiență, numai cu tur organizat poți să ajungi aici. Pe cont propriu, nu ai cum. Dar asta este frumusețea locului, pentru că dacă ar veni oricine, fără nimic organizat, nu este în regulă pentru ei. Se cheamă Pueblo de las Palmas în spaniol. Pueblo de las Palmas, acá. Pararapuru. Pararapuru. Aici este comunitatea Pararapuru. O să mergem la cascadă undeva și pe urmă o să revenim aici, în această comunitate frumoasă, să facem și noi cunoștință cu toți din comunitate și cu experiențele și cu tot ce înseamnă această comunitate frumoasă de Bera. Au lăsat fructele aici ca să pregătească localnicii mâncarea pentru noi și cu fructe și acum ne îndreptăm către cascadă. Pe urmă, mai târziu, revenim asupra acestui minunat sătuc indigen Pararapuru. Foarte tare experiență. Nina a început și deja începe să ne placă. Uite și un mic cocostârc, cum le spunem noi pe românește. Pararapuru! Mera, en mi dialecto es hola. Hola? Mera. Mera. Para decir hola amigo es mera yaba. Mera yaba. Hola amigo. Hola amigo. Mera yaba. Gracias, se puede decir via púa. Via Pua. Via Pua. Via Pua, gracias. Al trayecto lo voy a enseñar varias palabras en mi dialecto. Ok. ¿Dialecto o idioma? Idiomas. Ya empieza época de lluvia, empieza a subir el nivel del río porque hay una represa hacia el fondo. Y cada medida que necesita el agua el canal, ellos le quitan pedazos aquí del agua. Ok. La entrada para llegar acá es la entrada de la cabina. Entrada de la cabina. L-am întrebat pe băiat și a spus că nu sunt Pirania, doar pe Amazon. Aici e tilapia, tilapia cred că a zis, ceva, un pește local. Și sunt și ceva caimani micuți, dar nu în tot timpul anului, când seacă râul, când e low season, ceva de gen. Merg pe râu în sus și se duc acolo, dar acum în acest moment nu sunt caimani. Și mai sunt și ceva broaște țestoase.
Este o bucurie pentru noi de a avea acest privilegiu de a nu fi turiști. Masa de turiști, adică doar noi suntem atât în barca asta, da? Păi, n-ai mai văzut, nu te-ai mai întâlnit cu alți turiști până acum. Ar fi trebuit să înceapă tururile, știi? Da. Foarte tare. Deci această junglă e doar pentru noi. Exact. Que se llama Emberadrúa, la otra comunidad que se llama Puru Viatirúa, y ahora donde vamos a visitar que se llama Parará Puru, y la primera comunidad que se llama Cusípono. Cusípono también está en nuestro dialecto. Sunt patru comunități pe acest râu. Ei sunt Parapuru și încă trei pe care le-ai numerat băiatul mai devreme. Mergem la cascada acum. Wow. Prin acest labirint, un râu frumos, un alt braț al râului, dar ceva mai micuț, mai autentic. Quebrada Bonita. Quebrada Bonita. Quebrada Bonita. Super. Que caminar desde allá afuera hacia la cascada durante 30 minutos. ¿Cómo está seco? Seco. Seco. ¿Esto se seca también? Todo se seca esto, queda quebrada. Ah, tenemos que caminar por toda la orilla. ¿Cómo está seco? Sí. Ia uite, alte bărci. Se pare că nu suntem singuri, era de așteptat să nu fim singuri, dar este foarte, foarte frumos. Preluat tipul din față cu bățul, pentru că împinge vârful bărcii stânga și în dreapta de aceste pietroaie, aceste lespezi, ca să putem înainta. Ok. Și aici cred că este cascada. Gata, până aici am plătit. Acum mergem să facem o caminado de 10 minute. Si. Mergem la cascadă, la... Cum a zis? Nu mai știu exact cum a zis. Quebrada Bonita, cred. Quebrada Bonita, da. Hai, ușor. Facem trekking, mamă, dar ce alunecă pe aici. Hai, stai să cau. Ce mișto e! Mergem mai încolo? Aceasta este cascada. Nu știu, mare este să se bagă, dar... Hai că mare se bagă în apă, e rece? Da, e rece. Exact ca cea din Costa Rica, pentru că e râu și asta este, apa e rece. Ideea este că m-a luat puțin răceala, că altfel cred că aș fi sărit puțin acolo, nu știu, vedem. Da, sunt persoane care, ia uite, s-au băgat chiar acolo. Dar ce frumoasă e. Și debit mare de apă, deși e sfârșit de sezon ploios aici. Ai grijă, Mari. Ai grijă. Acum că sunt doi care vor să se bage în apă, ia uite-i!
pare că Maria a preluat comanda. Dar că e un pic pierdut așa. Spune-ți ceva. Spune-ți vestele că a luat Maria în tramă. Interpretează-ne ceva la băt. Și am ajuns din nou la comunitatea Embera, una dintre cele patru comunități care trăiesc în această rezervație. Și aici trăiesc aproximativ 120 de oameni. Uite că ne întâmpină cu un dans tradițional. Ia uite, vin fetele, da. Hola. Hola. Mera. Întâmpină fetele. Mera înseamnă bună. Mera. Hola. Muchas gracias. Hai să vedem ce fac doamnele aici. Pregătesc ceva de mâncare. Hola. Wow. E ceva pește aici, după câte se vede. Platanos. Hola. Foarte frumos. Pregătesc pentru noi ceva? Da, da, da. Hai vino cu aceea. Dar cât de frumoase sunt fetele astea. Da, da, da. Foarte frumos. Senzație. Uite ce interesant e asta, fii atent. Uite, eu vreau să-ți stau să vezi. Da. Si. Foarte tare. Și aici sunt fructele. Ia uite. Aha. Wow. Wow. Frumos, îmi place. Haide! Ia uite câte lucruri deosebite aici. Vai, ce frumos e! Foarte fain! Deci fii atent ce răcoare e în cortul ăsta aici. Pentru că... Da, da, da! Circul aerul? Exact! Ia zi, Mari, cu ce seamănă? Cu ce seamănă? Cu... Sasak Village! Sasak Village, da! Din... Indonezia, din Lombok! Din Indonezia, din Lombok, da! Da! Trebuie să cumpărăm și noi ceva. Sigur, de aici, cumpărăm, da, dar abia aștept. Făcute de ei. Baniu? Baniu. Cum a subir în esta casa. Si, si, si. Muchas gracias. Place, Dana? Superb. Cu el am vorbit aseară pentru a organiza acest tur minunat în acest sătuc Embera. Is my name. I am one of the person here in the community in charge of the activity of the tourism. We're talking about our tourism, okay? Administrations of tourism. Because we have achieved, of course, in the indigenous communities, is normal that we have achieved, okay, like a president of the village. In this case, the chief of this place is another guy that he is there. Uh-huh. He is there, and he's the chief. In this case, my work here is about only tourism activity, okay? The indigenous community, we call Parará Puru. Parará in the language that we're talking or we speak, Parará means palm
palm trees, you know, palm trees, and also Puru means community or village. Okay, so in the translations is the community of the palm, the community of the palm. Okay, so it's important to know here in Panama we have 7 different indigenous groups. Okay, this is one of them, Emberas tribe. Okay, Embera culture is one of the 7 indigenous groups in Panama. Maybe you are listening about the San Blas, San Blas Island. This is another tribe. They speak another language. They have another way of life. They have another territory. Okay, so different culture. So in here, in this case, separate of the national person of Panama, we have 7 indigenous groups, 7 different cultures, 7 different way of life, 7 different person. Okay, in this case, so the majority of the indigenous people in Panama, we have different original places. For example, the Emberas, the community Emberas, is originally from South America, in the history, Amazon area, Brazil, Ecuador, Venezuela, in that place. But remember, many years ago, 100 years ago approximately, you know, you're listening about the conquest with the colonizations, Spanish colonizations and other civilization make it. So for to survive, my civilizations, they was traveling place in the place to survive. And then they arrived 100 years ago in the part of a place, Colombia with Panama, very close. In this case, they call it El Chocó area. This is the name of the first civilization that is arriving from the South American or Amazon area. And then, that place is too close to Panama. To, in this case, the place that we call Darien, this is the name of the last province close to Colombia, the frontier with Colombia. And then they cross. So in that moment, we have indigenous Emberas tribe in the side of the Colombian territory, close to Panama, and Panama and Darien place too. In this moment, the majority of this tribe is living in Darien, approximately 60,000 Emberas, like this community you see, and approximately like 3,000 communities in the whole country. Okay, I say in the whole country because approximately 80-90 years ago, that same tribe, Emberas tribe, they was exploring different new territories in the country. For example, here, this is we call, in the beginning we call Chagres River. Okay, that was the name of the place, Chagres River. My great-grandfather, he's moving from Darien, exploring a different territory of Panama, and he's arriving here many years ago in 1950. When he is exploring this territory, they see that is very access to do the traditional activities. For example, he see river, mountain, animals, trees, nature, different things like that. And then he say, okay, I'm gonna stay here with the farmers. In those times, he got approximately like 10 kids, okay? 10 kids, and then he's established here. And then, principal activity, fishing, agriculture, to getting material to make the houses, traditional houses, natural houses, and also to use a natural medicine from the forest, from the jungle, okay, to different sickness that is normal. River not only to swimming, it's for fishing. Is in the Embera tribe is important, the river, because in Darien, the original place that we are, the river is to connect the communities. Okay, we don't use aeroplanes to go in there to one place to another place. Everything is about river,
like same way you come in here and by boat, okay? So that is in principle things for the Embera people. Traditional food from here. Ne aduce ceva de mâncare tradițional de aici. And also, banane cu. And also, you see the dishes is super organic dishes. Maybe you can try in Romania, you can try to make with some leaf like that. And specifically when you are going to the picnic, something like that, you can make like this. Foarte tare. Delicios. Cum e? Foarte bun. Da. Pește cu banană cu prăjită. Pe frunză de banană împachetată frumos. Bun, depinde de la persoana cum o tome. Să încercăm de repente, din această animație bucată de pește. Aprender y conocer muchas más cosas. Quiera cum, quiera cum se puede decir. Care mai devreme era de pensar como prăjită. Ya no va a pensar como indígena, sino va a pensar como un rumano. Okay? Și banane prăjite. Moderna. Pero nosotros acá tenemos otra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Un deliciu. Yo puedo ser Am asistat la povești foarte, foarte minunate din acest trib. Foarte interesant. De la viață până la moarte, de la conflicte, de la înțelegere, de la, nu știu, toate cele se vorbește cu șeful aici, cu căpetenia acestui trib și se rezolvă pe calea amiabilă totul. Avem și ceva fructe acum. Și aici ne-am spălat pe mâini după ce am mâncat peștele cu bananele, pentru că e oarecum gras și miroase foarte frumos. Miros foarte frumos aceste plante. Să mâncăm o felie de pine. Ia uite. Some courses in listening here, and after in the 2010 I was in the university. Oh, okay. Să încercăm și o bucată de papaya. A time for make the presentation, cultural presentation. For me it's expensive. So thank you very much. Thank you for thank coming. You. Okay. With me, yes. Everything is with me. A fost foarte interesantă experiența până acum. Vom merge în această zonă să vedem ce produse artizanale confecționează acești oameni, probabil că doamnele, și vreau să vă spun că am aflat lucruri interesante de la Claudio. În primul rând, aici, în această comunitate, locuiesc 35 de familii care însumează 125 de persoane. Fiecare familie are casă proprie cu dormitor și bucătărie. Posibil să vedem și o casă, nu știu exact care este programul. Și ne-a spus ceva amuzant legat de alegeri, și anume conducătorul comunității se alege odată la 5 ani și procedura este un pic amuzantă. Fiecare dintre candidați se așează într-o anumită parte a spațiului alocat candidaților, ca să spun așa, și pe urmă fiecare membru se așează în spatele omului pe care îl votează, după care se numără zecile de oameni pentru a se alege câștigătorul, cel care va conduce comunitatea. Și am aflat că aici, în această comunitate, în acest sat, de fapt, există și o școală primară, iar profesorul vine din Panama, din Panama City, în fiecare zi, și li se predă limba spaniolă. Profesorul nu este membru al comunității,
se predă doar în limba spaniolă, profesorul nu știe embera, iar ei de la acest profesor învață limba spaniolă. Cei care vor să studieze mai mult se deplasează în Panama City, dar atenție, nu își permit să locuiască acolo, prin urmare, în fiecare zi ei merg în Panama City cu barca. Doar cu barca poți să ieși din acest sat. Foarte multe lucruri interesante, mâncarea a fost foarte bună și mai avem multe de văzut. Toată lumea face poze, este foarte liniște. Ia uite, îți place? Da. Foarte frumos. Cât crezi că costă? Habar n-am. 100 de euro, nu știu, de 10 dolari. $10? Da. Wow, e chiar drăguț. Bine, sunt foarte multe lucruri. Asta ce e? Cred că un fel de fructieră, nu? Sau, mă rog, da, să pui diverse chestii. Și uite, cred că aici, chiar acum se aud niște păsărele care cântă, aici au toalete și dacă vrei poți să faci și un duș. Cu apă rece, normal, care de fapt e călduță. Sunt curioasă ce vă mai vedea în acest tur. Sunt destul de mulți turiști, dar totuși nu pare, cum să zic, prezentarea comunității în sine și a zonei nu e foarte turistică. A fost foarte ok, au voie și copii aici. Și mi-am adus aminte că ne-a mai spus Claudio că se pot căsători membrii acestei comunități cu cine vor ei, adică chiar și un turist poate veni aici, cu condiția să respecte regulile și să adapteze la această viață. Una fruta que tira y lo pintamos con la fruta y es color negro, en la cual también lo pintamos cuando hay unas ceremonias, cuando hay cogemos un nuevo líder. Sí, cuando hay una nueva construcción de una nueva vivienda, sí, todo nos pintamos en decoraciones. Aici este muzeul Lembera. Și sunt diferite chestii pe aici interesante. Aici este o canoe făcută din lemn, în miniatură. Am și muzeu aici, dar să știți că și barca noastră, tot așa e făcută, din trunchiul unui copac. Dintr-o singură bucată. Da, 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 e pur și simplu, cum se zice, scubit. Da. Și o barcă din asta durează între 10-15 ani, cum e cea noastră, și am înțeles că se fac și dintr-un alt copac și durata de viață e 30 de ani sau ceva de gen. Da, și durata confecționării unei bărci durează o lună de zile. Here we have the kitchen. Cred că din acest lemn se face. Aici este un fost șef de trib, probabil, nu? Da. Că n-am înțeles foarte bine. Gen cel mai ilustru șef al lor. A trăit 96 de ani. Și a fost fondator și a unit toate triburile între ele. Ah, ok. A făcut federația, cum ar fi înțeles. Federația triburilor Embera, nu? Da. Și a adus și școala. Și tot el a făcut învățământ obligatoriu, din ce înțeleg. Super. Aici sunt câteva poze cu familiile. Și domnul care este acolo, și asta spunea și ghidul nostru, se pare că a participat la instruirea celor care au zburat cu Apollo. A, da? Uite aici. Da, da. A zis că i-a instruit, nu știu ce se, având în vedere că nu știau unde merg, ce se întâmplă dacă ajungi în junglă, cum să supraviețuiești, cum să faci focul, o chestii de genul. Foarte interesant. Aici se pare că este un fel de răzătoare naturală. Este un copac cu țepi.
Și pe el poți da legumele și fructele să le mărunțești. Se pare că acest domn este bunicul băiatului care ne e ghid și barcagiu, nu știu, că el ne-a adus cu barca. Am aflat că această comunitate trăiește, se susține 100% din turism și spuneau că au fost practic distruși când a fost pandemia, pentru că un an de zile nu au produs niciun ban și toți bănuții care intră în această comunitate de la turiști se împart egal, în mod egal, pe familie. Nu contează că care e șeful sau nu știu, nu există un grad de diferențiere, toți primesc aceeași sumă. Ideea este că aici vin tot timpul foarte mulți turiști, mai puțin în luna septembrie, din câte am înțeles, vid, dar mai puțin, chiar și în sezonul ploios. Și ne spunea Claudio, care ne-a făcut introducerea în acest tur, ne-a povestit mai multe despre comunitate, ne spunea că ieri au avut un grup, a venit un vas de croazieră și au venit aici 300 de turiști. Vă dați seama că venitul din turism este substanțial, având în vedere că se susțin doar din asta. Nu știu ce ne vor mai arăta, dar turul continuă. Aici sunt căsuțele lor. Ar fi interesant să intrăm și noi puțin, dar nu știu dacă ne permite cineva. Poate ne duc ei, să sperăm. Păi nu, uite ce mango, câți mango sunt. Da. Uite că au de-asta de Crăciun. Da, luminițe. Foarte frumos. Cât de liniște e. Aș putea să trăiesc o perioadă aici. Bine, nu foarte, o perioadă, nu? Nu foarte îndelungată, dar cred că o lună de zile aș încerca să mă rup de tot, să merg la pescuit, să, știi? A, apropo de pescuit, am uitat să spun că au voie să pescuiască în râu doar pentru a mânca. N-au voie să meargă, de exemplu, în Panama City și să comercializeze. Da? Adică pește ca cum am mâncat noi, de pe râul Chagres, doar aici găsești. Super. Mi-am mai adus aminte ceva. În 1994 s-a primit permisiunea guvernului și de fapt au fost și ei de acord să devină zonă turistică. Și de atunci s-au experimentat, i-au instruit. Au învățat de la alții? Din Panama, de la conducere, da. Au învățat unii dintre ei și engleză, au învățat și spaniolă, pentru că majoritatea, de fapt toți vorbesc embera. Și uite că s-a ajuns aici. E totul foarte bine pus la punct. Absolut tot. Da. Probabil că o să-l și port, dar o să-l iau pentru că e foarte frumos. Foarte chiar faină. Inedit. Aha. Panama. Te las aici? Embera. Dansul maimuței.
foarte frumoasă experiența. Ne-a plăcut foarte mult. Totul a ținut undeva la 4 ore, 4-5 ore, să zicem, cu tot cu transport până aici. Pe urmă o să ne ducă înapoi la hotel. Acest trip ne-a costat $75 de persoană. A fost $100, dar am negociat pentru că am fost mai mult de 5 persoane și dacă ești mai mult de 5 persoane se poate negocia așa, dar nu-i puțin, dar merită din plin toți acești bani. În plus de asta, merită pentru că toți banii vin aici direct în comunitate. Așadar, experiența de la tribul Embera cu siguranță merită făcută 100% dacă vii aici în Panama. E, și s-a terminat vizita noastră la grupul, la comunitatea Embera, unul dintre cele 7 comunități de indigeni din Panama, din câte am înțeles. A fost o experiență foarte frumoasă. Ne-am cumpărat și suveniruri. Bineînțeles că mai avem drumul cu barca și cu mașina, adică la noi mai durează vreo oră și jumătate, cel puțin. Am mâncat, am și dansat o parte dintre noi. Închidem vlogul aici, vă mulțumim că vă uitați la noi și rămânem pe aproape pentru că urmează alte aventuri marca Traveliștii, dar acum Traveliștii sunt mai mulți. Pa! See you.